Salutare și bine v-am găsit la un nou episod Rețete Delicioase. Astăzi vom găti împreună cu asistenta mea, Sofia, Moon Noodle, adică tăiței cu mac. Prima oară am mâncat această rețetă la Viena și trebuie să recunosc că mi-a plăcut foarte, foarte mult, așa că de atunci o tot facem și noi acasă. Te-am apucat de treabă! Se poate avea nevoie de zahăr. Câteva mililitri. După ce am pus cele 3 linguri de zahăr într-o râșniță, vom mărunți zahărul până când devine o pulbere. Într-o oală de 3 litri punem 2 litri de apă, iar când apa ajunge în punctul de fierbere, adăugăm găluștele din cartofi. Și lăsăm să fiarbă pentru aproximativ 7 minute. Cele 3 linguri de mac le punem într-o mașină de râșnit și îl facem aproape pulbere. Da, cam așa. Asta este textura dorită. Într-o tigaie încăpătoare adăugăm 100 de grame de unt, peste zahărul pudră, adăugăm și macul. Topim multul, incorporăm toate ingredientele, iar la final vom adăuga tăiței pe bază de cartof, după ce i-am scurs, dar 50 de ml de apă în care i-au fiert am păstrat-o și o vom adăuga tot aici în oală. O să mai fierbem puțin acest amestec până când se evaporă apa și totul devine foarte cremos. Acum că amestecul nostru a devenit cremos, putem să stingem focul și să-i servim alături de piersici în compot. Desertul nostru minunat este gata! Poftă bună! Oh my God, cât așteptam să mănânc acest desert! Este delicios ca de fiecare dată!